Ofelia, ce-i cu tine?
urmează solo de pian Wolfgang Amadeus Mozart, fantezie în do major, execută eleva Angelescu Ofelia. Vezi ce faci, Mițulică.
Ești angajata cea nouă. La revedere. Pare bine că ne-am cunoscut și că lucrăm împreună. Și mie. O să ne mai vedem? Da. La revedere. La revedere. Thank you.
Atacare. Asta e. Cum te cheamă? Mircea. Pe mine Valeria. Pasnic aici? Nu, tăticul mi-a spus să vă anunț că se închide. Se închide. Se închide la cămin. Hai! Asta e de azi de dimineață, de când mi-ai reparat mașina? Trece. Thank you.
Acum ce fac? Bate să deschidă. Sigur că da. Nu trebuia să întorci. Vino să dorm la mine. Știu că nu-i bine așa, abia ne-am cunoscut și poate n-ai să te simți bine. Dar altfel... M-am gândit că ai să dormi în camera mamei. Te rog să primești. Te rog să primești. Te-ai supărat? Mm. Nu te-ai supărat. Mm. Hai să mergem.
Bună dimineața. Bună dimineața. Te adihni puțin? Da. M-am gândit să luăm asta cu noi. E cam târziu. Ți-a fost frig? Nu, acolo e cald. Ție ți-a fost frig? Îmi pare rău. Nu, deloc. De ce? Ce frumoasă ești. Nu sunt frumoasă. Știu eu cum sunt. Oare știm noi cu adevărat cum suntem? Crede-mă, ești foarte frumoasă. O să ne mai vedem? Desigur, doar lucrăm împreună. Da. Dar așa, ca aseară. Ca aseară? Da. Știi ce? Uite, te rog ceva. Hai să nu ne mai întâlnim câteva zile. Să vedem ce înseamnă seara asta pentru noi. Cum vrei tu. Cum vrei tu. Haide, spune că-i târziu. Da, hai.
draga mea, ce faci? Ia, vino mai încolo. Bine, tu? Dragă, foarte rău. De ce? Gel bărbat. Îmi face viața un chin. Gata, ce-a fost nu mai este. L-aștept în fiecare zi la masă, întârzie în oraș și când se întoarce amețit și fac observațiile de rigoare, mă repet, îți spun eu un chin. Are un grup de prieteni sau nu știu ce ori mai fi. Și toată ziua e numai cu ei. Oarecum, nu știu cum să-ți spun. Dragă, cred că și-a găsit una mai tânără. Nu mai dau de el. Dacă știam ce e măritișul... La revedere, Emilia. Mihai, aici cu voi? Mihai? Da. Mihai n-a mai fost pe la antrenament de 3 zile. Dumneata ești vinovată de asta. Vă rog, dacă nu vă supărați, fiți amabili și chemați-o pe tovarășa Ionescu, din fundul curții. Nora ei. Da, mulțumesc, aștept. Alo, mama? Mihai e la dumneata? N-a venit azi acasă și trebuia să mergem și la cinematograf și nu e prima dată. Bine, am să-l caut încolo. Dar zău, după ce toată dimineața la atelier provezi modele, vreau și eu să ieșim, să vedem un film. Bine, de mă înțeleg. Da. Bine, am să-l cauci acolo. Nu, nu. Bine. La revedere.
Alo? Alo, alo. Bună seara. Bună seara. Îl caut pe tovarășul Ionescu, tehnician la motoare. Îl cunoaștem noi pe tovarășul Ionescu. Dar dumneavoastră cine sunteți? Soția. Da. Acum avem orele 19. Tovarășul Ionescu a plecat acum 2 ore. A plecat? Da. Cu cine a plecat? Nu știu. Unde s-a dus? Mulțumesc, bună seara. Bună seara. Aoleu, a pățit-o Ionescu. Cine știe pe unde plecat? Cicule, spune lui Ionescu să aducă scule mai repede, că trebuie să închid magazia. Ce m-a luat de bun aici? Păi, până când a terminat tovarășul Ionescu... Tovarășe! Veniți cu mine. Tovarăș Ionescu, vă caut o tovarășe. Cine? Irina. Irina, așteaptă-mă că vin mai decât la tine. Numai 2 minute. Uite, te-a venit nevastă mea. Petrică! Trage tija la tine. Nu te supăra, Irina. Uite și tu ce fac. Nu puteam lăsa băieții. Numai 2 minute și gata. Ah, uite-te și tu prin ziar. Până termin. Petrica. Frumoasă nevastă are Ionescu. Numai 2 minute. Dă-mi o țigară aprinsă. Iar aprinsă? Vrei să te aprind eu? Poftim. Nicule, da? Du-te, pornește motorul. Gata, meștere. Ha, 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 ha.
Oprește! Am oprit! O clipă, doar câteva minute și gata. Petrică, dăm cheia de 14. Fii atent! Atenție. Minute și gata. Da? Iartă-mă. Nici nu știu cum a trecut timpul. Gata, dă-i drumul. Prezint pe soția mea, Irina. Rodic. Irina. Zicu. Care bine. Nicu. Nicu. Oh. Petri. Petrica. Irina. Hai, la revedere. La revedere. Bună seara. La revedere. A, uitam, mulțumesc. Noapte bună, băieți. Noapte bună. Uite aici, meșteri. Noapte bună. Thank you.
trece. Profesore, hai, vino la masă. Că se răcește. Băiatule, ai pâine prăjită? Thank you.
Tu vrei ceva? Da, să-ți mulțumesc. Totul a fost bun? Da, totul. Și saleurile? Și saleurile. Abia le-ai gustat. Să pleci, dragă. Da, da, da. Vii târziu? Nu, nu, nu. La revedere. Bună dimineața, tovarășe profesor. Bună dimineața, tovarășe. Nu, mulțumesc. Ziarele mele. Mulțumesc. Preț. Cu toată cinstea, tovarășe profesor. Îl vezi, încă se ține bine. Lucrează. Cât o fi având? Cine știe, o fi trecut de 80. Băza! Fratele, domnul băiatul. Nu, e nici nu știu cine este.
știu. Dacă ai văzut prețul, nu trebuia să dai bani. Dar n-am știut. N-ai știut, n-ai știut. Altădată să știi. Bună dimineața, tovarășe Liliana Liliana. Ce mai faci? Bună dimineața, tovarășe profesor. Ce să fac? Ați văzut ce zi? Curând scoatem culturile afară. Da. Umiditatea solului se menține constantă. Grâul fundului al 273, varianta tratată cu combinație de biostimulator și radiații gamma. 238? Lilium candidum. 238? Umiditatea variabilă, varianta tratată cu neutron termici, azotați în creștere. Creștere? În scădere, parcă, Lilienthal. Da.
Permiteți? Alo? Da? Nu, greșeală. Bună dimineața. Bună dimineața, domnule. Totul e pregătit. Da, da, mulțumesc. Tovarășa laborantă Liliana Opriș? Imediat, tovarășe. Așteptați puțin. Poftim. Alo, da? Știu. Dar, dragă, nu pot să vorbesc de aici. Îl deranjez pe tovarășul profesor. Pe tovarășul profesor. Da. 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 Știi ce? Dă-mi un telefon mai târziu la interior 222. Da, pa, la revedere. Mulțumesc. Thank you.
Nu știu. Nu e aici. Nu e nimeni aici. Nimeni! Ei, da. Tovarășe profesor, mi-ați spus să vă reamintesc că azi după amiază la orele 18 veți ține cursul la Universitatea Populară, la uzine de timpuri noi. De asemenea că mâine trebuie predată corectura la fascicula 13. Mulțumesc, tovarășe Tomescu. Mulțumesc. Felicitări, Tomescule, n-am știut. Stai, te rog. Uite, ia hârtiile astea, te rog. Sunt aici rezultatele cercetărilor mele asupra grâului 213 cu izotopi. Esențialul este în combinarea cu radiațiile gamma. Cred că dumneata ai putea să sistematizezi materialul acesta și chiar am convingerea că îl vei putea duce mai departe. E momentul să încerci. Mulțumesc, tovarășe Tomescu. Mulțumesc.
ce știm.